Am ajuns aici la un pod foarte mare. Probabil nu mai avem mult de mers și ajungem într-o locație cu un nou puzzle. Hop. Ne oprim aici și ne-a luat foc toată mașinăria. Aici că am reușit să stingem focul. Oh, am picat aici jos și nu știu ce să fac. Încerc să văd dacă pot să împing mașina aia cumva. Altă soluție nu găsesc de a merge în față. Ah, sper că merge. Ok. Și acum am urcat și să văd cum ajung în partea asta. Un bidonul ăsta. Și aia nu se desface nici. Ah, uite, pică apă acolo sus. Deci vedem că pică apă, oare dacă reușesc să dau și eu cu apă? Oare pot să-l prinde ceva? A, pot să trag ăsta după mine. Nu știam că pot să trag mașina după mine. Hop, hop, de fapt nava. Nu mi-ai zic mașină. Hai să dăm și noi acolo sus cu apă. Hai, sus. Bă, sper că apuc să intru pe ușa aia. Așa, m-a așteptat ușa. Cred că nu se mai închide ușa aia. Cum urcă mai sus? Eu pot să mă duc acolo cumva? Cred că mi se desface aici poarta. Da, s-a desfăcut. Am în partea asta în față. Cum trag ăsta mine? Cred că apăsam pe butonul ăsta de aici. A, da, așa mă duc eu la el. A, ok, asta era toată schema. Văd că am și niște chestii aici și trebuie reparate. Și așa nu consumă nimic. Asta îmi trebuie reparată. Și pânzele de deasupra. De puțin reparate. Pânzile se închid. Hop. Hai să băgăm viteză. Aș vrea să pot să țin și pânzele sus. Nu știu ce s-au închis. Cred că m-am dus eu acolo. Așa, acum le-am prins. Au rămas acolo. Și să-i dăm viteză. Trebuie să fiu atent dacă mai este combustibil undeva pe jos ca să-l iau. Ce viteză avem acum. Și intrăm din nou pe zăpadă. Oh! Ha, deci așa reușesc să merg cu mașina. Trebuie să topăi pe aici. Am prins viteză. E nasol, probabil să fi trecut eu pe lângă ceva combustibil sau așa trebuie să fie jocul, să nu ai combustibil deloc. Ceea ce e oarecum enervant, pentru că, na, nu reușesc să te deplasezi și foarte greu. Vreau să văd dacă pot să ridic pânzele și să sar apoi acolo, poate prind așa mai multă viteză. Asta de pânze vrea să stea aici conectat, hai că a vrut. Și acum să mergem mai departe. Hop, hai. Super tare, pot să dau zoom, hai să dau un zoom aici. Da, aș fi vrut să fac și un print pentru thumbnail. Și să sărim aici. Hai mă, uite acum cobor, uite aici ceva. Pot să iau astea? Nu pot să iau aia. Cred că este ceva buton de apăsat. Am probabil aici se oprește toată șmecheria și dacă apăs aici.
Ok, bă, dar nu pleca. A, deci noi aici renunțăm la asta și am găsit aici un bidon. Deci, practic, o să avem combustibil acum. Punem ăsta și dăm bice. Hai să mergem mai departe. În sfârșit am combustibil. Vedem de ce mai dăm mai departe. Uite, am mai găsit ceva. Activăm aspiratorul. Wow, ce viteză am prins aici. Vedem că avem viteză maximă. Vedem acolo indicatorul. Acum am mai scăzut puțin viteza. Cred că merge pe ceva lac înghețat sau așa pare. Iar rămâne fără combustibil și probabil acum o să dăm de ceva puzzle din nou. Hop, 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 să arde focul, arde focul. Să vedem dacă apuc să sting focul ăla. Pot să repar, nu am ce să repar. Vedem aici un buton. Ia să vedem ce se întâmplă dacă apăsăm butonul ăsta. Mergem cu liftul. Trebuie să-l țin apăsat? Nu, nu trebuie să-l țin apăsat, ceea ce este foarte ok. Să vedem acum în ce direcție luăm. Sper că îmi deschide asta poarta aici. Dar vedem acolo deasupra o grămadă de scări și a... Uite, avem aici ceva. Asta, cred că trebuie să dau cu spatele să ajung la scările alea. Vreau să dau combustibilul ăsta. Vedem, dacă trag de aici ăsta, o să-mi trag mașina în spate, da. Vreau să ajung undeva la scările astea deasupra mea. Astea de deasupra de sub 25. Hop, 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 hop. E de ajuns. Ia să vedem. Dacă pot eu să urc până acolo. Hei, am gândit-o bine, asta trebuie să fac. Și acum? Astea pot să iau. Uite, uite un buton acolo. Avem un buton aici la 1. Să vedem ce facem. Deschid o poartă și mi s-a închis mie poarta. Pot să mă duc pe aici. A, pot să urc pe sus. Cred că și ăsta e un fel de vapor. Cred că tot pe aici pe undeva trebuie să fie. A, atât de simplu era. Eu m-am dus acolo și am sărit. Ca un animal. Ce sunt? Bă, ce e aici? Nu pot să sar peste. Hai să mergem înapoi cu clopotul. A, cred că asta e nava asta de suntem noi acum în ea și asta cred că este creatorul. Vedem aici o altă navă asemănătoare cu a noastră. Doar care are picioare și asta cred că e nava noastră. Super, trebuia să iau asta, cred că trebuie să mă urc pe el ca să pot să sar peste acel buton. Să apăs acel buton. Vedem că nava asta are și picioare. Nu știu dacă e nava noastră sau... Nu. Hai să luăm clopotul ăsta, poate ne trebuie. Așa, am reușit să sărim. Așa, se deschide aici asta. Dacă dau capul aici, ce se întâmplă? A, mi-a deschis încă o poartă și dacă apăs asta, oare pleacă toată nava asta mare?
Nu pot să văd cumva din exterior să-mi dau seama. Da, cred că acum mă duce să văd. Am văzut că nava asta avea și o grămadă de camere. Au, și cum arată așa din exterior? A, uite, vedem acolo și are un motor cu apă. Și vedem în partea stângă și nava noastră. Bărcuța noastră, de fapt. Așa, și acum unde ajung? O să rămân în curând fără combustibil. Unde îmi duc să-mi bag combustibilul? Probabil când rămân fără combustibil ajung undeva. O, dar ce mare e.